Eu știu răspunsul, dar am vrut să vă întreb, totdeauna cântați așa de frumos? Sau doar când aveți musafiri? Da, nu mai comentez nimic despre venirea mea aici, surpriză pentru voi, surpriză pentru mine. În dimineața aceasta o să încerc să fac un pic de abstracție de la sărbătoarea care teoretic ne-o dă calendarul cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Știți, și cântările copiilor, și cu măgărușul, și cu minunile, și cu biciu. Asta cu biciu am zis că o evit, că mi-a atras atenția un frate, predicam odată și la final vine frate, spune, frate, așa mi-a plăcut predica asta, zice, dar ați uitat să menționați un lucru. Zicare. Zice, ăla cu biciu. Dar deja s-a adunat o gașcă mai mare acolo, știi? Și, dar eu zic, ăla cu biciul Domnului pentru tine? El s-a uitat, aia toți au început să râdă. A, zic, ăla cu biciul pentru alții, zic. Cred că de asta l-am uitat, că dacă era pentru tine. Deci acum, astăzi, fără bici, îl lăsăm pe Domnul Iisus. Dar m-am gândit tot aici cu casa pâinii, astea cu numele de biserică, cu versete, sunt și cu dus și cu întors, că sunt unii care numai cu aia îți dau tot timpul, casa pâinii, foarte rug, atât am auzit cu casa pâinii, deci eu azi nu o să vorbesc despre casa pâinii, dar de aici mi-a venit ideea, putem să facem un lucru, încercăm un lucru în dimineața aceasta, să luăm o carte din Sfânta Scriptură, ca să vă îngrozesc de la început, să studiem o carte din Sfânta Scriptură și să învățăm ceva pe viața de familie. E bine așa? Spuneți-mi o carte din Biblie în care se vorbește despre viața de familie. Geneza? Rut. Pe zi mai tare, că acolo am vrut să ajung, da? Așa ca să sărim repede, că eu sunt grăbit. Spuneți-mi o carte din Biblie care nu vorbește despre viața de familie. Apocalipsa. Fii atent. Deci dacă plătești bine, vin și țin un studiu pe viața de familie din Apocalipsa, că n-ai auzit-o în viața ta. Și fii atent, ca să-ți dau doar așa un clou, cum ziceți voi, dacă tu te-ai comporta cu nevasta, cum se comportă Domnul Iisus cu mireasa lui, ea întinerește. Am ea mai tare. Deci cartea Apocalipsa este una dintre cele mai tari cărți pe viața de familie, că mi-arată cum se comportă Hristos cu cine? Nu cu biserica, cu mireasa lui. Deci cum se comportă Hristos? Păi de acolo ce avem noi de învățat, bărbații, ai de mine, da? Deci Apocalipsa e tare pe viața de familie. Nu există carte în Biblie care să nu se ocupe de viața de familie. De ce? Pentru că Biblia se ocupă de oameni. Și din câte știu eu, familiile sunt formate din oameni. Bine, nu toate surorile cred că și noi suntem oameni, dar asta trecem peste chestia asta. Deci haideți să ne ducem la cartea Rut, care așa cumva într-un fel e dedicată, nu, vieții de familie. Și o să vă spun câteva lucruri din cartea aceasta și la final o să vă spun ce v-am spus, da? Cum începe? Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, un om din Betleemul Iuda, un om ăsta era bărbatul, a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai săi să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Și de aici știți puțin istoria și super, mersi. Și atunci m-am gândit că primul lucru care ar trebui să ne-l amintim astăzi, că ele nu sunt neapărat lucruri noi, doar ne reamintim din cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua nicio hotărâre în viață fără călăuzirea lui Dumnezeu. Nu lua nicio hotărâre în viață fără călăuzirea lui Dumnezeu. Nu știu cât mai credem noi în călăuzire. Surpriza mea destul de mare, știți care a fost? Că oameni care cred în călăuzire în foarte multe domenii, când e vorba de viața de familie, nici nu le trece prin cap să se gândească la voia lui Dumnezeu și să aibă parte de o călăuzire. Poate în ultima perioadă noi creștinii mai mult îi spunem lui Dumnezeu cum să ne binecuvinteze, nu cum să ne călăuzească. Deci foarte puțini creștini și foarte puțini familiști, că noi toți suntem în familie, mai vin înaintea lui Dumnezeu să spună, arată-mi voia ta. Noi de obicei venim și spunem, Doamne, ne-am făcut planurile, știm tot ce am de făcut, dăm binecuvântarea ta.
De asta eu spun că noi avem mai mult un Dumnezeu slugă și sponsor decât un Dumnezeu stăpân. Că doar nu îl întrebi pe Dumnezeu ce vrei să faci, arată-mi căile tale, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa. Apropo, știți cam ce a zis Moise când a spus, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Mai bine morți aici decât vii fără tine, indiferent în ce direcție mergem. Avem o familie, o familie din casa pâinii, din Betleemul Iuda, care a luat o decizie. Spuneți-mi cine a venit cu ideea, bărbatul sau femeia? Cine? Dumnezeu. Nu te contrazic, ești prea tânăr. Acum, el e tipul de copil, o chestie de la americani, că noi tot dăm vina pe alții, întreabă educatoarea la școala duminicală. O să că băieți și fete, era pe vremea cu băieți și fete, o să că ce este așa mai micuț, mai drăguț, se cațără prin copaci, are coada lungă, stufoasă, mănâncă nuci, la care un copil de la școala duminicală o să că, sora profesoară, eu știu că răspunsul corect e Iisus, dar pentru mine tare seamănă veveriță. Deci ăștia sunt copiii noștri care știu că răspunsul corect e Dumnezeu, Iisus, dar nu totdeauna e, da, super. Că doar noi învățăm, ei n-au nicio vină, da? Deci întrebare pentru surori, cine, cui a venit ideea să plece din casa pâinii pentru o vreme în țara Moabului? Bărbatului. Femei? Păi le-am întrebat pe surori. Ați văzut cum dăm vina una pe altă? De ce dăm vina unul pe altă? Că eu știu, dacă noi știam că istoria se sfârșește frumos, ce-am fi zis? E voi, femeia, frate, pe dar noi avem ideile bune, pe noi ne călăuzește Domnul și ne dă lumină, chiar dacă nu plice bărbații. Bărbații a spus, frate, dar nu el a fost capul familiei. Acum aruncăm mâța de la, nu aia din copac al copilului, știi? Aruncăm de la unul la altul că nu ne place cum a ieșit. Pentru că e foarte trist să vezi în primul capitol din cartea aceasta că are loc distrugerea unei familii. La asta asistăm, dragii mei. Și ascultați, o familie din poporul lui Dumnezeu, o familie cu cunoștințe de Dumnezeu, o familie cu intenții bune, nu m-ar fi mirat ca ei când au plecat să se și roage, Doamne, binecuvintează-ne! Și istoricul consemnează, Viorele, familia aceasta s-a distrus. A murit soțul, a murit copiii și rămâne o femeie amărâtă, săracă, tristă, îndurerată, poate și fără speranță de multe ori. Și pentru că ăsta este deocamdată finalul la capitolul 1, spunem, cum să-mi permit eu să spun că la femeie a venit ideea să plecăm. Dar acum, bănuim că au luat bărbații decizia surorilor, ar putea o mamă să ia niște decizii mai puțin înțelepte îngrijorându-se pentru copiii ei? Ați judeca o mamă că se îngrijorează pentru copiii ei? Vă spun, frate Iuga, a venit foamete la noi în țară, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi băieți, de ce băieții ăștia să fie în condițiile astea grele, să sufere? Nu mai bine ne ducem noi pentru o vreme să le fie mai bine. Ai putea judeca o astfel de mamă? Omenește, nu. E normal să te gândești la binele copiilor tăi. Întrebarea este, oare asta e și voia lui Dumnezeu? Adică îmi trece prin cap ca logica mea să fie supusă testului și voiei lui Dumnezeu. Ai putea judeca un bărbat care spune, frate Iuga, Dumnezeu m-a pus capul familiei, sunt responsabil. Și eu am gândit vremea asta și uite cum am gândit-o eu. Îmi iubesc soția, îmi iubesc copiii. Eu nu vreau să treacă prin suferință. Eu chiar țin la ei. Vreau o vreme să le fie mai bine. Eu spun felicitări. Am o întrebare. Te-ai consultat și cu Dumnezeu? Știți, cartea asta ne dă o lecție foarte mare. Ei s-au dus, nu de necăjiți. De unde știu că nu de necăjiți? Știți ce spune Naomi? La plecare eram în belșug. Păi ăștia au plecat cu caravana, cu jeepuri, cu ce au plecat. Adică ei n-au plecat că nu
puteau trăi, au plecat, au zis, băi, Dumnezeu ne-a dat minte, o vreme ne-a binecuvântat, că n-am furat, ne-a binecuvântat Dumnezeu, am adunat niște valori, de ce să le pierdem acum? Hai să protejăm ce avem și sigur ideea este când Dumnezeu binecuvintează din nou casa pâinii cu pâine, ce facem? Venim înapoi, frate, și avem atunci, susținem lucrarea lui Dumnezeu, eu știu că te... Vedeți, logica omenească poate fi superbă. Mi se poate întâmpla ca gândurile noastre și planurile noastre să fie diferite de ale Domnului? Întrebarea, noi ca familie îl mai consultăm pe Dumnezeu când luăm o decizie? Sau suntem suficient de deștepți, suficient de maturi, suficient de, ca să spunem, Doamne, noi am luat decizia, știm ce e mai bine pentru familia noastră, avem nevoie doar să ne binecuvintezi Tu. Și ce mi se pare interesant? Cum lucrează Dumnezeu. Naomi pleacă, să presupunem că bărbatul a luat hotărârea și ea a fost supusă, nu? Surorilor, ca așa surorile, de obicei supuse și dacă bărbatul a luat hotărârea... Bun, să presupunem că bărbatul a venit cu ideea. Ce putea face Naomi? Să se supună, ar fi o variantă. Supunere oarbă, Doamne, câte surori se supun orbește. Nu mi-am propus să vorbesc despre supunere, dar câte credeți că biblic soția creștină trebuie să se supună bărbatului în toate lucrurile? Ziceți bărbați, amin, dar când trebuie să se supună ele? În Domnul, ce înseamnă asta? În voia lui Dumnezeu, care unde o găsești? În cuvânt. Dacă Naomi se ducea, că ei n-aveau atâta Biblie ca noi, și spunea, bă, bărbate, super ideea asta, spune și mie de unde ți-a venit. Dacă el vine și spune, fată, m-am rugat, am postit, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu, ea spune, aleluia, băi, mă bucur. Dacă el spunea, lasă, fată, ce să-l întrebe Dumnezeu, dar eu, băiat deștept, spune, băi, omule, eu știu că ești deștept, dar... Totuși te-ai consultat cu Dumnezeu vis-a-vis de decizia asta. Eu de asta le spun, asta ca o pauză, le spun la mirese, în caz că păstorul întreabă, soră, promiți înaintea Domnului să fii supusă până la capăt, zic, să te uiți așa, nu, să spui nu. Și zic, lasă-l pe păstor să transpire biserica și apoi zic, înainte de a leșina, îi spui, frate păstor, acum eu sunt îndrăgostită de Vasilică și cred că e cel mai bun băiat de pe fața pământului, dar nu sunt chiar așa de îndrăgostită să cred că mă mări cu Hristos. Și de când m-ai învățat în biserică, mi-ai spus că doar Hristos e perfect. Nu? Și atunci, cum să-ți promit eu astăzi că ascult de Vasilică, dacă odată în viață iau o decizie greșită? Păi nu, eu promit să-i fiu supusă de câte ori mă conduce în voia lui Dumnezeu, și promit în fața bisericii și a lui Hristos, de câte ori nu este în cuvânt și greșește, să-i atrag atenția, să spun, bă, vezi că e paratură, de asta m-a pus Hristos lângă tine, să spun, vezi că nu este bine. Deci Naomi nu neapărat a fost obligată, acum nu știu dacă a făcut ceva, haideți să rămână ideea asta cu călăuzirea. Pare foarte simplu, nu e așa de simplu. Să învățăm să depindem de Dumnezeu în toate lucrurile și cât ni s-ar părea nouă de logic, și de bun, să-L întrebăm pe Domnul. Știți că unii întâi au gândit și apoi o să să-L întrebăm pe Domnul. Dar era cam târziu. Pentru mine o experiență rușinoasă este experiența unui slujitor. Dacă nu-s atent, mă pot regăsi și eu. Ascultați ce idee. Se duce un slujitor la David, un alt om al lui Dumnezeu. Și David îi spune, frate, zice, fii atent ce... Mi-a venit în gând să zidesc o casă Domnului. Vreau să-i fac lui Dumnezeu o casă, cum n-o văzut pământul ăsta, să vadă lumea ce Dumnezeu avem noi. Profetul ce zice? Măriți să fie Domnul, zice, Domnul e cu tine, în sfârșit s-o veni mintea la cap, trebuia să o faci mai repede. Se duce profetul bucuros acasă, David, pe calea cea dreaptă, și are o întâlnire cu Domnul. Mă gândesc eu așa câteodată în figurile mele, știi? Ca și cum profetul ai fi spus, Doamne, am o bucurie. Eu veni lui David mintea la cap, îți face un templu cu tare. Și Domnul zice, da, da, de unde știi? Ți-o spus el. Da, mi-a spus el.
Și zice, apropo, i-am spus că tu îl binecuvintezi, să dea înainte pe foc automat. Și Domnul zice, i-ai zis tu că eu îl binecuvintez, da. Dar zice, când ai vorbit cu mine? Hai, zice, acum ai prea... La chestia asta să vorbesc cu tine. Dar orice om, e clar că... Să nu-mi zici că... Și Domnul spune, nu. Dacă vrei să vorbești din partea mea, vorbești cu mine. Nu contează că pare logic, nu contează că la 10 le-am spus da. Păi tu nu ești așa la sfârșit. La 10 le-am spus da și ți-o să spun nu sau nu acum. Călăuzire când întemeiem familia și eu încerc să accentuez foarte mult asta, să ne căsătorim în Domnul prin călăuzirea lui Dumnezeu și odată ce am întemeiat familia, deciziile pe care le luăm, alea mari sau alea mici? Nu m-am prins aici. Toate deciziile să le luăm în Domnul. V-am spus că ei pleacă în belșug și se întoarce cu mâinile goale. Dar și ce mi se pare mie interesant? Că atunci când se întorc așa zic, bă, asta e Naomi aia. Concluzia mea, că nu muri toți din generația ei. Că dacă ar fi fost așa de mare tragedie, acum gândiți, păi să fugim, trebuia să găsească numai generația tânără sau, nu știu, pământ pustiu și gol. Dar uite că Dumnezeu și în sărăcie și în necaz, eu ținu pe unii, așa-i? Ascultați-mă. Dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin încercare, n-avem cum fugi. Iar dacă Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în mijlocul cuptorului aprins cu aer condiționat, credeți că n-are telecomanda sau care-i problema? Te poți arde la ghețar, dacă vrea Domnul, și poți sta liniștit la aer condiționat, la sute de grade, că Domnul este atotputernic. Amin? Foarte important să luăm călăuziri. A doilea lucru, avem necăsătoriți aici, măcar 1, 2, 3, 7, bun, așa. Pentru cei necăsătoriți care vă bag la capitolul copii, nu sunteți obligați să faceți greșeli și voi dacă am făcut greșeli noi. Deci în prima parte, foarte interesant, în prima parte, cine au luat hotărârea să se mute? Bănuim noi părinți, nu? Că teoretic în vremea aceea copiii erau mai ascultători de părinți. Și am putea spune, uite, prin bună înțelegere sau fără înțelegere, habar n-avem, dar văd că ăștia nu s-au bătut, deci chiar s-au înțeles amândoi să plece. Apropo, faptul că vă înțelegeți nu înseamnă că e și voia Domnului. Eu cred că și hoții se înțeleg. Zice, băi, dăm lovitura, dăm putare, unde? Deci există înțelegere, chestia asta că să ne înțelegem în familie, nu, să ne înțelegem în voia Domnului. Că ne putem înțelege și la prostii. Avem Anania, Safira și alții care s-au înțeles, frate, sau în Vechiul Testament, când ăia în casa Domnului, nevestele făceau turte la zei străini. Și când le prind ăștia cu camera ascunsă, pe zice, stai un pic, că doar noi, zice, cu știrea bărbaților facem chestia asta. Deci ăștia s-o înțeles, facem prostii în casa Domnului, zice, nu, noi nu, dar nu facem de capul nostru. Ne-am înțeles cu comitetul, cu frații, zice, numai n-am pus pe Facebook, da. Zice, toată lumea știe. Părinții fac greșeli, plătesc părinții pentru greșeli. Probabil că a fost greșeala cea mai mare a lui, de asta el a murit. Dar vedeți că nu sunt pedepsiți copiii. Dar când vine pedeapsa la copii? După ce greșesc ei. Nu înainte. A greșit tata, a greșit mama, e problema lor. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Păi de unde să-și altele? Vedeți? Tot încerc să le spun altora, nu există decizii ale mele care nu-i afectează pe alții. Nu poți să spui ca tată, frate Iuga, eu o decizia, nu afectează pe nimeni. Cum să nu afecteze? Afectează nevasta, ori vrei, ori nu vrei, îți afectează copiii, vrei sau nu vrei. Ei decizii ca mamă, îi afectezi pe ceilalți. Probabil ei nu s-au gândit, măi, noi ne ducem acolo, o să protejăm valorile noastre materiale, să zicem, da? Dar ce o să se întâmple copiii noștri? Copiii noștri o să meargă la școală unde? Păi cu moabiții. O să se joace pe stradă cu cine?
cu moabiții. Moabiții ce o să facă? O să înjure, o să blesteme, o să le spună de idolii străini și copiii mei o să le audă toată ziua. Îmi fac timp ca să mă ocup de ei mai mult sau îi las pe mâna moabiților? Și când vine vremea căsătoriei copilului, dar noi nu ne gândim, că noi tot în Pampers îi vedem, dar nu ați observat că lui toți cresc. Și foarte repede. Când vine vremea căsătoriei, dacă ești în Moab și cu asta ai crescut, cu cine se însoară feciorii? Cu moabite. Ei, când ei și-au luat neveste moabite, se întâmplă ceva. Vine fanfara și la ei. Ce spune o generație tinere? Oameni buni, faptul că am greșit noi nu înseamnă că trebuie să greșiți și voi. Am greșit noi, plătim pentru ele. Poate ați plătit și voi. Greșiți voi, plătiți pentru ele. Și o să plătească poate și copiii voștri. Faptul că o generație face anumite greșeli, că tata și mama face anumite greșeli, și cum eu cred că toți copiii pot spune, dacă sincer, părinții mei n-au fost perfecți și ei au greșit. Bun, și cu ce te ajută pe tine? Că părinții au greșit. Crezi că asta te ajută pe tine? Frate, o să greșesc și eu, că și tata au fost greșit și au fost diacon. Eu le-am spus foarte devreme în biserică, fraților, dacă o să ajungeți cu mine în iad, iadul nu o să fie mai răcoros. Adică nu îmi spui, băi, face păstorul o figură, fac și eu. Ce, dacă ajungi cu păstorul în iad, crezi că o să fie altfel? La cazane, toți. Da, de asta ideea este să nu păcătuiești cu nimeni. Nici cu tata, nici cu mama, nici cu soră, nici cu frate. Spui, la în voia Domnului cu toți, la păcat cu nimeni niciodată. Uitați-vă la aspectul acesta. Ei plătesc pentru greșelile lor, da? Au murit și cei doi copii și Naomi a rămas fără. Interesant, ea a plecat cu și a rămas fără. Aici deja intervine partea frumoasă din partea Naomei, care nu se gândește, are un moment în care nu se mai gândește doar la ea, ci se gândește și la alții. Bănuiesc că știți că în perioada respectivă femeia era privită ca un fel de proprietate și nu era mare problemă în sensul că oricum o plăteai, nu? Cu vaci, cu bani, cu aur, nu contează, dar o plăteai. Apropo de asta, în Vechiul Testament, de asta din cauza că n-am rămas în Eden, dacă vă uitați, pare jignitor, dar o să scot ceva pozitiv de aici. Uitați-vă în Biblie cum e numere, ci că ăla avea 700 de boi, 500 de berbeci, 400 de capre și 7 neveste. Erau acolo toate pe titlul de proprietate, o plătit pentru fiecare, era a lor, da? Asta pentru că nu ne-a plăcut la început cum ne-a creat Dumnezeu și așa, și atunci... Ei, ca să scot partea pozitivă, surorilor, voi vă gândiți de unde ne-a scos Hristos pe toți, dar și pe voi. Dintr-o societate în care femeia era văzută acolo cu vacile, cu boii, cu nu știu ce, a venit Hristos și a spus, nu, femeia este om cu demnitate creată de mine, are voie să asculte Evanghelia, are voie să se pocăiască, în ea poate locui Duhul Sfânt, ea poate să slujească în domeniile în care îi dau de lucru. Slavă Domnului! Dar nu v-ați mulțumit cu atât acum. Știți? Deci dacă Hristos ne-a luat de aici și ne-a dus aici, acum ne mai ridicăm noi cu liftul două etaje. Mă tem că o să fie iar încurcată treaba. Deci eu aș zice că e bine unde ne așează Hristos și pe bărbați și pe femei, da? E, uite ce îmi place mie la Naomi, că dacă în prima parte, gândiți-vă la o femeie care rămâne fără bărbat, fără copii și săracă, nororile alea nu erau două sclave, dar erau două care trebuiau să o slujească pe ea. Și ele au plecat să o slujească pentru că erau obligate. Și femeia asta ia o hotărâre într-o zi, bă, nu mă mai gândesc numai la mine. Destul că eu amărâtă, fetelor, vă dau liber la o viață mai bună. Noi ne gândim câteodată și la fericirea altora. Cu care să încep? Cu copiii, am înțeles. Copiii se gândesc și la fericirea părinților. Nu intră în calcul.
La modul serios, noi bărbații ne gândim câteodată și la fericirea nevestelor noastre. E bun, asta am vrut să zic, stare, să audă și ele, că el nu ne crede. Adică putem scăpa de egoismul ăsta să ne gândim tot la noi, că știți care e problema la noi, la pocăiți. Bărbații sunt supărați când nevestele nu-i bagă suficient în seamă. Bă, frate, dar nu se gândește cât este eu de obosit, cât are la lucru, cât mă doare pe mine capul, cât cu tare. Asta e durerea bărbaților, chiar dacă n-au curajul să spună, că acum nu prea avem curajul să vorbim, că noi cu tăcere, da? Nu vrem să agravăm situația, dar în sufletul nostru poate câteodată ne gândim, băi, dar durerea voastră care este? A voastră, am înțeles. Poate să ne gândim la modul practic, măi, nu numai la mine, e vorba și la celălalt. Și mie mi-e foarte greu. Să vă spun o chestie care am început să o gândesc, nu mai contează cu cât timp în urmă, și nu-mi iese totdeauna. Plecam, nu știu, 5 zile în misiune, 7 zile în misiune, cu Evanghelia, cu sufletele oamenilor, cu necazuri, cu tragedii, cu fiecare face din tine paratresne și ți le pune în tine. O zi, unul a fost mai figură așa, o zic, bă, frate Iuga, mă gândesc la matale, el mă compătimea, știi? Zic, te duci într-o familie, te așteaptă ăștia cu toți dracii lor, care au, știi, el era așa mai pe direct, toate problemele, ce 4 ceasuri, îți bagă toate gunoaiele în cap, matale, trebuie să stai, să asculți. Deci ei, după ce ai plecat un povărat, că doar cum să pleci, după ce ai făcut din tine coș de gunoi, cum să pleci? Și chiar îți pasă de oameni, că tu te duci, te gândești, bine că mai vezi semafoarele, băi, ce durere au ăștia. Dar zice, ăștia, mă gândesc, zice, după ce pleci, matale, zice, ăștia să uită unul la altul, să iartă, să iubesc. They are having a good time. Zice, nici măcar nu-ți trimit un mesaj, frate, vezi că am reușit ceva, ne-am împăcat, nu te mai aruncat de la etaj, știi? Și mă gândeam așa, nu în prima fază, păi mă duc acasă, n-ar trebui nevasta să se gândească la toate astea, băi, după atâta vin el cu așa, să fie roleacă mai liniștit, să-l las un pic să se recupereze, să... gândirea mea, da? După asta am zis, băi, ia stai un pic, ia începe să gândești tu așa, ai fost plecat 7 zile de acasă, nevasta a fost singură, cu, și poate abia așteaptă să vină ăsta acasă, un pic să intre și ea, liniște și cu tare, să te mai ocupi și tu de ceva. E foarte greu să privești prin ochelarii celuilalt, pentru că este egoismul ăsta, mă gândesc tot la mine. Uite, o apreciez pe Naomi și poate ne dă un sfat să ne gândim și la ceilalți. Și mai ales la cei dragi, că erau parte din familia ei, nu? La cele dragi, ea face un gest extraordinar când spune fetelor, vă eliberez, vă dau drumul, gândiți-vă la fericirea voastră. Și chiar le explică, nu mai există nicio rațiune să vă țin cu mine, n-am ce să vă ofer, n-am, gândiți-vă la... Ar fi bine dacă ne-am gândit și noi la fericirea altora. Nu știu asta dacă să vă spun sau nu, că o puteți comenta. Ea le-a zis, versetul 20, nu mai ziceți Naomi, ziceți mare amărăciune, că-și cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Cum sună asta? Cel atotputernic, Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. Cum sună asta? Chiar Dumnezeu a umplut-o de amărăciune. Bun, eu nu vreau să-L exclud pe Dumnezeu de aici, că nu, dar știți, poate că ar fi bine câteodată când spunem, să spunem un pic mai explicit. Adică dacă spun numai atâta, Dumnezeu m-a umplut de amărăciune, ce o să creadă oamenii despre Dumnezeul meu? Băi, ce tiran e ăsta, uite, un nenorocitul pe femeia asta bună, cât a fost ea de sfântă, de cutare. Eu zic, e bine să spunem toată povestea. Și să spunem așa, frate Iuga, am fost binecuvântat și n-am ascultat, am făcut pe deștept, am avut așa, așa, așa. Și acum finalul e adevărat, după toate prostiile care le-am făcut, Domnul m-a ținut în viață, nu m-a paralizat de tot și inima mi-e plină de amărăciune că a zis, Domnul, dacă nu ți-a plăcut cu dulce, hai să-ți dau și gustul de amar. Ar fi un pic mai cinstit, așa-i? Apropo de rugăciunile noastre, ca și mărturiile noastre, să avem grijă un pic și la imaginea lui Dumnezeu, nu că ar trebui El să avem noi grijă. Spuneți-mi câți vă rugați pentru pocăința cuiva drag. Câți vă rugați? Și cum vă rugați?
Doamne, mântuiește-l, Doamne, scapă, Doamne, eliberează-o, nu mai ziceți dă cu el de pământ, să află tu tot ce vrei, dar... Bun, gândiți-vă că eu aș veni la biserică și vă aud o duminică, două, trei, patru, șapte, că voi toți spuneți, Doamne, ai milă de fratele meu, ai milă de sora mea, ai milă de verișoara mea și nu se întâmplă nimic. Ce imagine o să am eu despre Dumnezeu vostru? Voi îmi spuneți că Dumnezeu e tot puternic, că poate, îl rugați în fiecare zi și El nu vă... Ce imagine o să-mi fac eu despre Dumnezeu vostru? Am putea schimba rugăciunea să spunem, Doamne, eu sunt convinsă 100% că dacă fratele meu se pocăiește, Tu îl ierți. Că dacă el crede în jertfa Domnului Iisus, Tu îl primești. Am putea să credem asta. Și atunci am putea să ne rugăm așa, decât să zic, Doamne, ai milă de el, să spun, Doamne, ai putea să ai milă de mine. Să-l ajut pe Vasilica nostru să înțeleagă că trebuie să se pocăiască. Să-l ajut să înțeleagă ce-i pocăința. Să-l ajut să înțeleagă cât de importantă este credința în Iisus Hristos. Și dacă tu mă folosești să-l ajut, e clar că dacă el se pocăiește și crede, tu îl ierți, Duhul Sfânt îl transformă. Vedeți cum nu mai arunc în rugăciunea mea, Doamne, ai milă, Doamne, îndure, totul e pe Dumnezeu. Și dintr-o dată deschid orizontul și spun, da, Doamne, eu te rog să ai milă, te rog mie să-mi dai înțelepciune cum să-L lămuresc și lui să-i dai putere să se pocăiască, să-și bage mințele în cap, dintr-o dată n-arunc totul la adresa lui Dumnezeu. Ei, dacă aș aplica asta vis-a-vis de viața de familie, nu? Dacă e vorba de amărăciune, să am puterea să spun... Frate Iuga, știi de ce trag eu? Că am făcut multe prostii. 10 ani de zile mi-am bătut joc de relația cu soția, acum mi-a venit mintea la cap, dar nu e chiar așa de dulce, cum, adică nu se repară chiar așa de ușor cum am crezut eu. Și să nu spun, știi, frate, Dumnezeu m-a nenorocit cu crucea asta, nu să spui, frate, mie Dumnezeu mi-a dat binecuvântări, eu mi-am bătut joc de binecuvântările Lui, Dumnezeu a rămas la fel de bun, și acum eu suport niște consecințe și decât să le întreb pe Domnul, Doamne, ce faci? Să spun, Doamne, îți mulțumesc că n-ai făcut chiar ce meritam. Sună așa foarte urât pentru mine, știi, când știu cât de bun a fost Dumnezeu cu ei. Doar să arunc fraza asta, Dumnezeu mi-a umplut inima de amărăciune. Dar de ce să zice Mara că Dumnezeu mi-a umplut? Hai mă, serios. Nu, nu, spune toată povestea. Spune, nu mi-a plăcut Naomi. Mie nu mi-a plăcut Naomi. Și din cauza mea ar trebui să-mi schimbați numele, nu din cauza lui Dumnezeu. Dar asta cu egoismul nu, și cu astea, noi oricum îl luăm pe Dumnezeu la rost, da? Ei, cam zis de schimbare de direcție, că nu te mai gândești la modul egoist. Asta, hai că am întors pagina, dar o întorc înapoi. Uitați aici, nu se aplică la voi că nu sunteți niciuna în vârstă ca să aveți nurori și să fiți soacre, dar poate pe viitor vă notați. Când Rut spune, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și ascultați, facă-mi Domnul ce o vrea, dar în afară de moarte nu o să mă despărțească nimic de tine. Unde vei muri, tu voi muri și eu. Am o întrebare. Oare cum a vorbit Naomi despre Dumnezeul ei și cum a trăit Naomi că o străină spune, hai să încheiem subiectul, că nu mă despart de tine niciodată și mi-asum totul să fiu cu tine. Dacă era cea mai tare scorpie, cred că plecau amândouă din prima, știi când. E important cum ne comportăm în viață. Cu greșeli, dar e important cum ne comportăm. Aș avea o altă întrebare, dar mă și tem să o spun. Fata asta îi spune unei femei necăjite, care n-avea niciun viitor, omenește vorbind,
nu mă despart de tine, chiar dacă trebuie să plătesc cu viața. Câți creștini i-ar spune asta nu la soacră, ci lui Dumnezeu? Câți dintre noi i-am spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mai deschide capitolul ăsta. Noi nu ne lăsăm de tine indiferent care este prețul. Cu precizarea că noi avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu bogat, știți toate astea, dar noi de multe ori nici Domnului nu i-a mai promite asta, știi? Și uite aici o femeie care spune, hai să încheiem subiectul, nu mai deschide, hotărârea mea este luată. Cred că a văzut ceva în femeia aceasta și asta înseamnă să trăiești frumos. În mijlocul unei cazuri, din nou, o femeie cu greșeli, că nu perfectă, dar să faci tot ce te ajută Dumnezeu ca să fii o lumină pentru alții și apoi să vezi că vine o vreme. Ei, ceva ce apreciez la Rut, asta chestia cu hărnicia să nu zic, nu? Că românii și așa sunt preharnici, știi, că ea se duce la cules picele astea, lăsați-o, că și așa culegem prea multe. E important unde culegem și ce culegem, da? O să întorc puțin pagina mai repede. Soacra sa Naomi, capitolul 3, versetul 1, i-a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Două lucruri văd aici. Încă o dată ideea, eu mă gândesc la fericirea ta. Cât de mult mă gândesc eu la fericirea altora. Și ideea Naomei despre familie. Cum vedea ea familia? Un loc de odihnă. Sună bine? Odihnă fizică sau sufletească? A merge amândouă, așa. Da, noi bărbații pricepem mai greu anumite lucruri. Eram la o conferință cu slujitori, în fine, povestea e mai lungă. Și vine a doua zi o soră, soția unui slujitor și o spus, frate Iura, vreau să vă mulțumesc că ne-ați chemat aici, zice că trebuie să vă spun ceva. E prima noapte întreagă pe care o dorm, nu știu, în ultimii 3 ani sau cât. Știi, copii mici cu tare, acum au reușit să-i basculeze undeva, că trebuie, nu i-am lăsat cu prunce după ei. Păi am rămas șocat, adică nu mi-ar fi trecut prin cap. Păi cum să nu dormi? Dai-te o noapte întreagă, 3 ani de zile, da. Ca să vă fac o mărturisire, copiii noștri n-au plâns noaptea, au dormit liniștiți, nu le-a trebuit nici schimbat, nici mâncat, nevasta zice altfel. Da, ai noștri, nu ne-au trezit, nu știi, pe noi, nu? Ce treabă avem noi, mai ales dacă intri și într-un somn adânc ca Adam, știi, na? Știi tu cum crezi copiii și cât de ușor și cât de greu, da? Dar normal că ar trebui să fie și un loc de odihnă fizic. Și poate că odihnă fizică mai găsim noi o variantă, nu să ne odihnim fizic. Cum facem cu odihna spirituală? Știți, e așa de interesant, în lume ești mereu într-o bătălie. Bătălie spirituală, bătălie cu oamenii. Noi și pe șosea suntem, cel puțin bărbații, nu în bătălie, să-l... nu te întreacă ăla, să nu vireze ăla, să noi tot cucerim. De acolo ni se trage nouă fetelor, că noi în care nu mâncăm, noi o cucerim. Noi suntem cuceritori, noi cucerim șoseaua, cucerim mâncarea, cucerim... Dar știți că nouă bărbaților, să ne mărturisim și noi, știți ce am vrea să fie casa? Un loc de... Lăsați-o cu raiul, cu raiul... Da. Oricum e numai colțul, nu dăm colțul. Un loc de odihnă. Adică ai aștepta și aici, nu toți bărbații sunt așa, dar presupun că sunt unii bărbați care vin acasă și singurul lucru care l-ar vrea în prima jumătate de oră ar fi liniște, pace, odihnă. Și atunci e extraordinar să se întâmple nevasta, cum ți-a fost eu astăzi? Da, el... Nu mai rău. A, deci n-ai timp să vorbești cu mine. Și el tot în mintea lui, iubire, te rog, liniște, loc de odihnă, da.
Na, acum iau o frază, poate ați auzit-o, dacă nu auziți, până se termină cu Rusia, cu Ucraina, cu asta, hai să nu mai începem alte războaie, să dăm pe pace. Și când se termină toate astea, poate le începem pe ale noastre, dar până atunci hai să nu mai aruncăm bombe. De unde o fi avut ideea asta, femeia, și vrea să-ți dau un loc de odihnă? Sigur că pentru un loc de odihnă trebuie să muncim. Câteodată câte unii, când se duc la odihnă, mai și plătesc un, să se odihnească un pic. Și unii ne gândim la odihna de aici, dar aia nu depinde de noi. Vă zic vouă celor măritate, voi vă gândiți la fetele nemăritate? Hai că acum ele sunt curioase, vă gândiți sau nu vă gândiți? Și le-ați putea ajuta să se mărite și ele bine? Ce sfat le-ați da la fete ca să se mărite bine? Deci primul lucru ar trebui să le spuneți. Uite că Naomi vine într-o zi și spune, fată, tu poate crezi că eu niciodată nu m-am gândit la binele tău și la fericirea ta. Vreau să spun că eu mă gândesc la asta. Și mă gândesc la viața ta de familie și mi-aș dori să-ți întemeiez o familie, dar nu orice familie. Aș vrea să ai o familie unde să fii fericită, să ai odihnă. Spuneți-mi, părinții care au copii așa de la o anumită vârstă, oare se gândesc la căsătoria lor? Și le și spun copiilor? Să ai o discuție cu feciorul, să spui, păi, ai un pic, băie, tu crezi că eu n-aș vrea să te însori? Dar nu vreau să te însori, vreau să te însori bine. Că rău s-o însora destui. Și uite eu, asta. Deci poate ar trebui cele măritate din biserică, nu să le spui, tu nu vă măritați că vi s-o dus tot la... Să spui, băi, noi am vrea să vă căsătoriți, dar am vrea să vă căsătoriți bine. Ce sfaturi le-ați da? Că asta mărturisește și apoi dă sfaturi. Ce sfaturi le-ați da? Să se căsătorească în Domnul, ce înseamnă asta? Să fie unul care umblă pe la biserică, are legitimație. Cum? Întâlnire cu Domnul. Numai întâlnire? Unii s-au întâlnit acum 20 de ani. O uita și ei de întâlnire, că unii atât au avut o întâlnire. Și au poze de când s-au întâlnit cu Domnul. După asta, Domnul cu a lui, ei cu a lor, dar ei s-au întâlnit cu Domnul. Cum? Astăzi sau ieri? În fiecare zi. Deci, un creștin autentic, noi numai din ăștia avem, da? Foarte interesant, hai să citesc câteva lucruri. Și că fiica mea aș vrea, și spune ea, acum, uite ce te sfătuiesc eu, Boaz a cărei slușnice ai fost, nu este el rudă cu noi, iată că el are să vânture la noapte orzonare, asta era informată, era pe Facebook, pe ce era, avea, citea buletinul bisericii. Și apropo, fetelor care credeți că viața e așa cu crize, cu minuni și că Dumnezeu mai poate exista pe undeva câte un băiat bun. Da? Și vouă cât vă trebuie? Unul singur sau mai mulți? Așa le spun la toate fetele, frate, ce criză de băieți în lumea asta, nu sunt băieți serioși, nu sunt responsabili. Bă, fată, dar cât îți trebuie ție? Unu. În toată lumea asta mai există un băiat bun, ce ziceți? Și atunci eu spun, tu așa să te comporți cu Domnul, dacă unul singur în lumea asta există bun, să ți-l dea ție. Ascultați-mă, Domnul Iisus are băieți buni și fetele bune, tot la Domnul, fiți liniștit. Acum, în turma Domnului sunt și capre, dar în turma dracului oi nu sunt. Deci dacă vrei o fată bună, o cauți în turma lui Iisus cu păstorul de mână, că el știe care-s capre și care-s celelalte. Am încheiat aici paranteza, da? Dar așa ar trebui să ne comportăm. Dumnezeu, dacă ar avea un singur băiat bun în lume, să spună, bă, îl dau lui Mariana. De ce? Că și ea este cum? Asta nu-mi place la pocăiți. Noi credem în harul lui Dumnezeu, dar nu credem în onestitatea lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu. Pe care cum întreb, băi, vrei să-ți dea Domnul o nevastă ca tine? Nu, frate, mai bună ca mine, să-l mă ridice. Dar eu zic, de ce pe tine se binecuvintează pe ea să o nenorocească?
Deci mi s-ar părea normal să spui, frate Iuga, vreau un băiat bun pentru că eu sunt o fată bună. Vreau un băiat credincios pentru că eu sunt credincioasă. Vreau un băiat curat pentru că eu m-am păstrat curată și nu mi-a fost ușor. Vreau un băiat care a făcut o leacă de școală pentru că am făcut și eu o leacă de școală. Vreau un băiat harnic, cel puțin ca tata albinilor, că și eu sunt harnică. La fel și în viața de familie. Nu aștept doar de la celălalt. Spun, vreau asta pentru că prin harul lui Dumnezeu și eu încerc să fiu așa. Și de asta vreau să fim împreună. No, acum, uitați ce sfaturi dă el și surorile, trebuie să zică, dacă sunt bune sfaturile. Versetul 3 spune, spală-te și unge-te. Dacă te duci la o întâlnire cu un băiat și ai vrea să te măriți, te speli sau nu? Soacra e foarte practică, spune, băi, într-un fel te duci la cules nopi și alta te duci la întâlnire. Dar asta cu unge-te, cu spală-te am priceput, cum ar fi, dar cum e cu unge-te? Cum? Cu ce? Cu slănină? E porc? Sau... Ceva a fost, să nu dăm nume din asta cu parfumuri, că noi nu suntem... Vezi, noi ce interesant, la toți bărbații ne plac femeile frumoase. E adevărat? Câți, la câți bărbați vă plac femeile frumoase, mâna sus? Hai, nu mințiți! Fățarnicilor! Păi stai să vă lăburesc! Deci știi că mie îmi place că oricine poate tăia de pe net, auzi ce-o spus Iuca, că îi plac femeile frumoase. Da, domnule, îmi place câinele frumos, îmi plac florile frumoase, îmi plac copiii frumoși, nevastă frumoasă, femei frumoase, mașini frumoase. Ca să vă lămuresc, faptul că îmi place o mașină frumoasă nu înseamnă că o fur. Nu înseamnă, da, îmi place o mașină frumoasă, mă uit la ea și spun să vii să fie domnul care, fratele, o mașină frumoasă. Păi dacă văd că soția ta e frumoasă, domnul să zic că e urâtă, că nu mint, știi? Și care? Domnul să fie slăvit, că e nevasta lui, să se bucure de ea, ea de el, care e treaba? Deci că îți place una, da, deci nouă ne plac femeile frumoase, numai că am auzit de la un împărat care îi plăceau femeile frumoase, că le-au adunat pe câteva foarte frumoase și au zis că până veniți la mine vă pregătiți un an de zile. 6 luni cu leacuri de la casa de moda aia, auzi ce cuvinte folosesc, și 6 luni de zile cu aloe vera de nu știu unde. Și cei mai trist pe banii lui. No, noi am vrea nevestele noastre să fie frumoase în 6 minute, fără nicio cheltuială, dacă ar putea să ne facă și un cadou. A bine, dar ăla au fost păgâni și noi nu învățăm de la păgâni, știi că... No, no. Da, câteodată frumusețea se mai și întreține și o fac diferență, apropo, fac mare diferență între a întreține ce ți-a dat Dumnezeu și a modifica ce ți-a dat Dumnezeu. De asta eu sunt pentru întreținere, nu sunt pentru flexuri, pentru din astea, silicoane, din astea, astea alte probleme, știi? Că aici nu întreții, aici modifici, știi? E o altă poveste. Dar la întreținere ți-a dat Domnul un păr frumos, întreține-l, că de asta ți-l-a dat Dumnezeu, nu? Și să-l folosești tot pentru slava lui și bine celorlalți. Deci asta cu unge-te, nu, așa? Îmbracă-te cu hainele tale, bănesc cu alea bune, nu? Coboară-te la arie, să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Când se va duce să se culce, însemnează locul unde se culcă, apoi du-te, descoperă-ți picioarele. Pa lui? Și astăzi unele de ce, dacă vor să se mărite, tot palor le descoperă. A, nu citit pe aici. Da, te poți mărita bine și dacă nu îți descoperi picioarele. Nu v-ați gândit niciodată, eu m-am gândit de multe ori, dar n-am răspunsul. De ce o trebuie să-i descoperi lui picioarele? Asta mă depășește. Eu m-am gândit la o chestie mai practică. El era un pic vesel și asta zice, lasă-l să se liniștească tot, dar ce dezvelește picioarele că stai mai friguros la picioare și după ce îl tragi un pic curent acolo în arie, se trezește. Și când se trezește, spui, nu știu dacă ți-ai dat seama, eu sunt aici, n-ai băgat de seamă, dar sunt aici, da?
Are sens. Mai ales care sunt friguroși la picioare, ăștia mă înțeleg 100%. Care nu sunt friguroși, e ok, da? Așa. Ea i-a zice, voi face tot ce ai spus. Uite și aici un lucru care se aplică la viața de familie. Uneori greșim pentru că nu ne sfătuiește nimeni. Și e trist că o familie nu sfătuiește altă familie. Și Biblia spune că femeile mai în vârstă ar trebui să le sfătuiască pe cele tinere. Cum să-și facă idol din copii și cum să-și șantajeze bărbatul. A, nu asta, da, le-am încurcat eu. Acum, cum înțelegeți voi că cele în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii și toți bărbații spun amin că ordinea a hotărât-o Dumnezeu, bărbații și copiii, așa-i? Nu copiii și bărbații. Amin? Da, Dumnezeu știu ce, el e tot cu ordinea lor, da? Cum înțelegeți voi, care-i sora mai în vârstă? Nu, întrebarea mea este, tu trebuie să aștepți până ai 50 de ani. Câți ani de căsătorie ai? Aproape 13. După matematica mea, tu cu 13 ani de căsătorie ești mai în vârstă decât una cu un an de căsătorie. Da, deci nu trebuie să aștepți până îți clănță neproteza, să-i spui la una, băi, poartă-te înțelept cu bărbatul, că-i dar lui Dumnezeu. Spune acum, până că după asta nu te mai ascultă nimeni, știi, că zice, ești expirată, nu mai știi, da. Deci, e foarte greșit să nu ne sfătuim unii pe alții în Domnul. Dar nu-i suficient să sfătuiești. Este și partea aia la altă, că Rut nu vine și spune, auzi, vezi în studiu viața ta, de generația ta, că ești expirată, lasă că în generația noastră mă descurc eu, știu ce-i familia, știu eu cum să-mi găsesc eu din casă, știu eu cum se agață un băiat. Asta îi spune și ea ce spune. Să rămână, mulțumesc frumos, sfaturile sunt bune, că n-a îndemnat-o la nimic păcătos. Erau niște lucruri practice, normale, dar nu era nimic împotriva cuvântului Dumnezeu. Și uite că vine la miezul nopții, omul s-a speriat. Ce ai face dacă ai găsit una noaptea la chișoarele tale, fără ciorapi? Tu fără ciorapi. Asta s-o speria, da? Eu sunt Rut, slujnica ta, întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, că ai drept de răscumpărare. Asta ce-i fel? Un fel de cerere în căsătorie indirectă? Nu forțată, că nu îl obligă, da? Zice, no, ce-ați sfătui voi? Că dimineața asta, vedeți că e dimineața lucrurilor practice. Nu am tăiat noi crenguțe din copaci să le aruncăm la asta. Noi acum discutăm un pic despre noi și copiii noștri. Ce le-ați sfătui voi cele mai în vârstă, pe cele mai tinere, cu 2 ani mai tinere ca voi? Dacă o găsit un băiat bun și de caracter și pocăit cu tare și ăla are numai 2 viteze, încet și încetişor, pot să deschide el un pic subiectul și să întrebe, bă, tu de ce mă tot sun? De ce tot îmi trimit mesaje? Îți place de poeziile care le recit eu sau de cea care recită poeziile? Ce le sfătuiți? Hă? Eu am cel puțin 2 femei în Scriptură care au ieșit bine. Asta, Rut, vine și spune omului, eu m-aș considera privilegiată să te înduri de mine și să îți întinzi haina peste mine, adică să fiu soția ta. Și asta nu leșină, nu nimic. Mă, ce bună idee ai, nu m-am gândit. Bine că mi-ai dat ideea, hai să o rezolvăm, da? Vă mai aduceți aminte de una care spune într-o zi, și când îți va face Domnul bine și eu voi fi văduva veselă, a, Abigail, și asta deșteaptă. Ce, David, tu ești omul lui Dumnezeu, binecuvântat, nu te pune cu nebunii. Femeie frumoasă, te-ai măritat-o cu nebun. Nu v-ați întrebat niciodată cum ajunge o femeie atât de frumoasă, înțeleaptă, măritată cu nebun. O fi văzut turma lui și ea s-o mărita cu turma, nu și-o dat seama că ea la pachet și nebunul sau... Ar fi o altă variantă, cineva ar putea spune, că doar nu zici că ești normal la cap și te măriți cu un nebun, știi?
Cineva ar putea spune, frate, nu ea s-a măritat, părinții. Păi omule, ce părinte poți fi să-ți dai fata pe mâna unui nebun? Nebun? Avea oi, aia cu oile, frate, are cai putere, da? Bun, mai, și cultura sau lipsa de cultură, bun, mai poate fi și o variantă, că el nu a fost iar așa de nebun la început. O mai nebunit pe parcurs. Nu din cauza ei. Deci am zis eu de călăuzire, că Domnul știe dacă ăsta peste 3 luni o ia pe ulei. Acum e bine tot la cap întreg, zici că... Dar Domnul știe, bă, ăsta nu se asculte de mine. Peste 5 ani niște duhuri nesc și tu zici, Iisuse, ce am făcut? Păi am vrut să spun, bă, fată, nu te înjuga la așa ceva, că ăsta trăiește 85 de ani și 80 de ani o să fie dus cu pluta. Tu n-ai ascultat de mine, nu? Zice, are mustăcioară acum, are cizme, are oi, iar ne întoarcem la măgari, știi? Ce saturi tu de oi și de măgari și de... Da, în fine, nu știu cine a fost vinovat, dar ne zice, dar și ea spune, David, când Dumnezeu o să rezolve problema, păstrează poza mea și gândește-te și la mine. I-a plăcut lui David ideea. S-a gândit, e nu crapă ăsta, l-o mor eu. Dar o rezolva Domnul, da? Poate și aici, știu, în anumite situații, eu aș spune, bine, e și partea cealaltă, că una este să-i lansezi un apropo și alta este să-l iei, să-l toci la cap, că ăla nu pricepe nimic, îți asumi și riscul. Dacă ăla nu pricepe nimic, acum nu o să priceapă nimic toată viața și toată viața trebuie să îl educi tu. Dar de data asta cred că Rut a ieșit bine, da? Aș putea să vă spun ceva despre Boaz ăsta? Ăsta chiar a fost un om fain, așa-i? Chiar a fost un om fain, dar să știți și informat. Și noi ca familii, soții, soți, fete, băieți, să știți că nu numai acum cu internetul se află, tot timpul s-a știut. La început, Boaz ăsta spune ceva, ascultați, și el a zis, fii binecuvântată de Domnul fiică, această faptă de pe urmă mărturisește mai mult pentru tine. Fapta ta mărturisește mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, că și toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. De unde? Dar noi locuim în mijlocul oamenilor. Oamenii nu sunt orbi, să știți. Oamenii și dacă nu vorbesc, nu sunt proști. Știți ce e interesant la tinerii care sunt îndrăgostiți? Ei toți cred că noi nu știm și noi toți știm. Și când îi vine cu surpriza mare să ne spună, știi, noi uităm unul la altul, ceva nou. Zice, dar voi? Noi știm, de când? De vreo 15 luni. De numai ei nu văd că noi vedem. Dar noi orice facem, nu vede numai Dumnezeu, văd oamenii. Și zice, dar se știe lucrul ăsta. Deci felul în care trăiești ca fată, ca băiat, felul în care trăiești ca bărbat, ca soție, nu-i văzut numai Dumnezeu, văzut de oameni. Și vine și ziua răsplătirii sau ziua facturilor. Foarte interesant, da? Ei, ce-mi place la Boaz, pe lângă multe alte lucruri, chiar și salutul ăsta, să vii tu la angajați și să spui, Domnul să fie cu voi. Și ei cum să răspundă? Domnul să te binecuvinteze. Putea să-i trateze și altfel. Uite ce frumos să-i tratează. Dar nu era de pe buze, că nu i-a zis așa, fățarnicului, vezi că ne fur la salar, la cutare, și acum Domnul să fie cu voi în cazurile voastre pe care ți le creez eu, știi? Și el un om așa de fain, pentru că Dumnezeu are oameni faini. Și știți unde mai văd frumos caracterul lui? Când ea spune, mă poți lua și pe mine în calcul? Și el spune, fată, se rezolvă problema, dar ce vreau să spun, eu sunt un om cinstit. Este altul la rând înaintea mea. Și astăzi mă voi întâlni cu el. Dacă el, care are drept înaintea mea, vrea să te ia de nevastă, eu o să fac o rugăciune și vă pun un cadou frumos la nuntă, Domnul să-l binecuvinteze. Dacă nu te ia el, următorul sunt eu,
pe la pocăiți, sunt așa care își suflă fetele și băieții unii altora. Dai seama ce caracter au ăștia. Eu chiar mă întreb, unul din ăsta, ai curaj să te duci până la metrou? Nici nu vreau să intru în viața de familie și să spui, știi că deja pică tabanul pe noi, să spun că unul nu are respect față de nevasta altuia, că una nu are respect față de bărbatul altuia. Noi pocăiți toți de-a Domnului Iisus. Vă dați seama, uitați-vă aici un om care are teamă de Dumnezeu și el nu e la nivelul nostru, că el e Vechiul Testament. Un om care spune, băi, eu nu umblu cu șmecherii. Este altul înaintea mea care are dreptul. Eu abia aștept, bine că mi-ai deschis-o, abia aș aștepta să te am de nevastă. Pentru că știm ce ai făcut, ei știau și din Moab, zice, noi știm ce ai făcut pentru soacră. Bă, ce informat era ăsta, știi așa, chiar dacă nu vorbea el multe. De ce? Nu umblu cu figuri creștinești, că noi numai figuri creștinești avem, nu din alea lumești. Dar ai văzut că atunci când Dumnezeu are în planul lui, Dumnezeu chiar le potrivește bine? Și nici măcar nu leșinat la început când a zis, bă, o iei, o, iau tot. Ok, Domnul se binecuvinteze, doar vreau să finalizez. Știi că, păi ce, nu mă încurc. Nu nimic, mă încurc eu. Dar cele și le murim. Acum spui în față la toți lucrurile ca să fie clare. Ce vremuri? Boaz a suit la poarta cetății, a rezolvat toate lucrurile astea și o să vă mai spun ceva și încerc să închei. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia aceasta care intră în casa ta, ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea lui Pereț. Au născut un copil și o să spun lucrul ăsta din 14, femeile au zis Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat azi lipsite de un bărbat cu drept de răscumpărare și a cărui nume va fi lăudat în Israel. Știți ce văd eu aici? Două categorii de oameni care se bucură. Se bucură bătrânii la poartă și, păi, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu te-a binecuvântat cu soția asta, să fii binecuvântat de Domnul și să te folosească Domnul și familia ta să fie binecuvântată. Noi mai avem așa ceva? Să te bucuri de bucuria altora. Să spui, binecuvântat să fie Domnul, uite ce fain, Domnul să te folosească și familia ta să fie o familie faină pentru biserică, pentru Dumnezeu. Când naște un copil, se adună femeile, baby shower sau ce-o fie acolo, nu știu, da? Binecuvântare, nu să suni mai creștinește, da? Și, băi, zice, lăudat să fie Domnul că te-a binecuvântat cu copilul ăsta, cu nepotul ăsta. Noi mai știm să ne bucurăm de bucuria altora. Sau câteodată tot ne vine, cum l-a binecuvântat Domnul pe ăsta și pe mine, nu știu. Și numai să te zgâri și apoi te legi de Dumnezeu, auzi, bucură-te de bucuria altora. Ascultă, Dumnezeu nu ia nimic de la tine ca să dea la alții. Fetelor, când vedeți că una se mărită, ziceți aleluia. Cât v-ar fi de greu? Prin credință. Mama îmi zice odată, erau vremuri grele, sărăcie. Și zice, aveam una pe uliță, pe stradă, care atâta se bucura când se mărita alta. Și zice, eu așa mai realist într-o zi am zis, tu frate, eu nu pot pricepe, cum te poți bucura atâta când se mărită alta, cu atâtea greutăți? O că asta e și ideea. Mă bucur că mai chinuie una, nu numai eu. Asta e motivul celor din lume, da? Ce mai chinuie una, nu numai eu. S-o mai nenorocit unul. Ei, la noi n-ar trebui să fie așa. Să spun, Doamne, mă bucur că Dumnezeu a mai binecuvântat pe cineva. Și poate că uneori bucuria asta ar face ca să primim și noi bucurie, nu? Apropo de rugăciuni, s-a dus o fată, așa am auzit, nu știu dacă e autentică sau nu, dar ideea e faină oricum și vă dau o idee. S-a dus o fată la păstor și așa mai sincer a spus, frate păstor, un pic am necăjită cu Domnul. Dar de ce, frate? Că tot ne spuneți că Domnul ascultă rugăciunile, Domnul ascultă rugăciunile și nu le prea ascultă. Dar de ce zici asta? Păi zice eu, de atâta vreme mă rog Domnul să-mi dea un bărbat bun și nimic. Păstorul, nu, că noi trebuie să ne scoatem, zic, frate,
Acum, eu cred că aici e o problemă. Tu ești egoistă. Și Dumnezeu nu iubește egoiștii. Tu tot ceri bărbat bun pentru tine, bărbat bun pentru tine, trebuie să te revizuiești. Fata deșteaptă, vine după masa la biserică. Doamne Iisuse, te rog frumos binecuvântul pe mama cu un genere bun. Să fie altruist, nu? Așa că voi nu trebuie să vă rugați pentru voi, da? Trebuie să vă rugați pentru alții. Nevestele nu cereți pentru voi. Spui, Doamne, binecuvântă-o pe mama cu un genere bun. Amin. În fiecare zi. Și voi vă rugați, binecuvântă-o pe mama. Și tot așa, ne rugăm tot pentru alții, da? Să nu uităm să ne rugăm pentru alții, să-i binecuvântăm pe alții. Pentru că, frați și surori, știți, în viața de familie cum e? Ca în grădină. Cum ziceți? Grădină sau grădină? Grădină. Bun. Ca în grădină. Adică în grădină. Depinde din ce zonă ești, da? Știți cum e în viața din grădină? Se întâmplă miracole. Dar miracole cunoscute de noi. Dacă nu lucrezi grădina deloc, care-i miracolul pe care îl cunoaștem? Se umple de buruieni. Al doilea miracol. Dacă în grădină, la timpul potrivit, plantezi ceapă, care o să fie miracol? Ceapă. Iar dacă o să plantezi flori, o să culegi flori. Asta spunea Mântuitorul și spune Biblia, ce seamănă omul aceea, va culege. Deci dacă unele din soțiile prezente aici doriți pace, liniște, bucurie, încurajare, sfatul meu este, duceți tulburare, semănați critică, ură, asta, și cine seamănă vânt, va culege furtună, cu vârf și îndesat. Dacă unii din bărbați doriți mai multă bucurie, mai multă pace, mai multă liniște, mai multă încurajare, mai multă apreciere, deschideți plicurile care trebuie. Semănați ce vreți să culegeți, mai udați câte un pic, dacă trebuie și cu lacrimi, și așteptați până răsare. O încurajare pentru surori, care poate sunt mai desnădăjduite, nu voi alea cu care o să vă întâlniți. Și la bărbați ce semeni aia crește, numai o leacă mai târziu. Deci la ei nu poți cultiva greu toamna și să-l culegi în primul an. Perioada de germinare, sau nu știu, cred că e mai lungă, dar după vreo 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 de ani, culegi. E bună încurajare, nu? Păi de unde mi-a venit încurajarea? Că am fost, și aici povestea e lungă, dar încerc scurtă, am ajuns într-o familie, dar vecinii, am fost în familie la un frate pentecostal și au zis, băi, hai să te duc până la baptistul tău aici, o familie tare faină, bătrâni, și zic, dar nu sunăm, nu, zic că bătrânii sunt acasă. Nu, ne ducem, poarta închisă, o deschis-o el, că știut cum, batem la ușă, că ușa era închisă, că era dimineață, știi? Vine fratele, deschide și apare într-o vreme și sora acolo, ne scuzați, nu, zice, da, auzi frate, păstor, zice, acum să vă spun, zice, de o vreme, trebuie să recunosc, zice, el se trezește primul, face ceaiul, micul dejun cotare, zice, eu numai când mă strigă, când e gata tot, mă ridic din pat și vin, da? Ăsta eu mă uit la ei. Ah. Știi, cam nu sunai așa mai mult ASF, știi, dar nu, am crezut după sora, că sora... Dar vine mie, zic, sora, cam de cât timp face el asta? Și cred că de vreo 2 ani de zile. Și câți ani de căsătorie aveți? Vă 65 sau câți ani. Uai, zic, acum am primit lumina. Nu, zic, fii atent, acum când îmi aduc aminte la conferințe, le dau încurajare la toate surorile. Primii 60 de ani faceți voi. Câți dintre bărbații de aici, la modul cel mai serios, vă angajați după 60 de ani de căsătorie să ne ocupăm noi de micul dejun? Ridică mâna, măi. El nici după 60 de ani, auleu.
Deci eu zic că după 60 de ani totuși ar fi vremea să facem și noi un ceai. Da. Semănăm cu nădejde. Nu uitați, nicio hotărâre în viață, că e vorba de începerea vieții de familie, că e vorba de parcurgerea, nicio hotărâre, oricât de logic ar fi, oricât ni s-ar părea de bună, nu o luăm fără Dumnezeu. Dacă greșim, vom plăti. Dar nu uitați că există și pocăință. Știți ce apreciez la Naomi? Îmi pare rău că a făcut cam târziu. Știți ce apreciez? Amărâtă, cu tare, a zis, mai am o șansă. Ce să fac? Mă întorc în poporul lui Dumnezeu. Nu știu ce m-a rezervat Dumnezeu, cum va fi, dar mă întorc acolo. Dacă știți pe unii că o hotărât pentru o vreme să meargă pe nu știu unde, dați-le un telefon astăzi și să spune, băi, auzi ce ni s-a spus la biserică. Nu trebuie să aștepți până nu mai ai nimic și pierzi tot. Te poți întoarce și mai devreme. I-ați primit dacă unii s-ar întoarce. Amin. Și dacă ar zice că Domnul i-a umplut inima de amărăciune, voi ce să le spuneți? Ai meritat, mă. Sau ce altă variantă ar fi? Să spui, auzi, dacă tu zici că Domnul ți-a umplut inima de amărăciune în Boaz, noi încercăm la casa pâinii cu ajutorul Domnului să-ți umplem inima de bucurie. Dacă Domnul ne umple pe noi și noi ne vom lăsa folosiți de Domnul. Bun. Am zis că trebuie să ne bucurăm de bucuria altora și să-i binecuvântăm pe alții. Vă propun să încheiem în felul următor. Vă uitați în biserică și găsiți ori o persoană, ori o familie. Nu-i cu cerutul în căsătorie acum. Acum e cu rugăciune. Vă duceți și vă rugați pentru ei. Și ei se roagă pentru voi. Amin? Vă binecuvântați unii pe alții. Poate unii nu v-ați rugat de mult împreună și spui, băi, eu acolo mă duc la fratele și mă rog cu ei și ei se roagă cu mine. Haideți să ne ridicăm, avem un Dumnezeu bun și mare, slăvit să fie Domnul. Dumnezeule, Doamne, ce bine!
Un anunț scurt, frumos, frumos v-ați rugat, dar vă puteți ruga și după ce plecați de aici, știți? Toată săptămâna vă puteți ruga unii pentru alții. Știți că noi cu firmiturile suntem, cu firmiturile, da, au rămas câteva cărți și broșuri, cred că sunt pe acolo, pe undeva. Vă uitați, dacă vă folosește la ceva vouă, prietenilor sau dușmanilor voștri, luați ce considerați că puteți folosi și puneți acolo ceva ce considerați că putem noi folosi să-i binecuvântăm și pe alții. E bine așa? Amen.